În 2004 s-a publicat un studiu care a arătat faptul că persoanele cu obezitate au, în general, hipovitaminoză D. Și asta. Ar fi ușor de explicat pentru cine știe faptul că vitamina D este liposolubilă și practic atunci când într-un corp există mai multă adipozitate, mai mult țesut adipos, în loc să fie disponibilă în sânge, vitamina D se bagă în dulapul de grăsime și nu mai e pe masă. Și de aici, unele persoane recomandă, by default, suplimente cu vitamina D persoanelor supraponderale sau obeze, pentru că dacă vitamina D e în dulap, atunci să-ți tot dăm, să-ți tot dăm, să-ți tot dăm. Doar că se tot bagă înapoi în dulap și vitamina D din suplimente și aia din alimente fiind la fel de liposolubilă. Și, practic, multe persoane cu care sunt supraponderale sau obeze simt pe propria piele că, luând suplimente, nu reușesc să-și crească pur și simplu vitamina D, ci că mai e nevoie și de alți factori ca să rezolve această problemă. Și, de exemplu, Lăsând la o parte faptul că multă lume petrece din ce în ce mai puțin timp afară, trecând, de exemplu, din mașina personală, în parcarea subterană, în clădirea de birou și asta zi de zi de zi. Și poate stau 5 minute, așa, între toate povestele astea, 5-10 minute pe zi afară, la aer. Iar lăsând la o parte asta și lăsând la o parte faptul că inclusiv persoane cu greutate corporală normală, dar prea multă adipozitate pot să aibă hipovitaminoză de pur și simplu pentru că nu este vorba de greutatea corporală, ci de compoziția corporală, este important să știm și faptul că nu doar că din 2004 știm că persoanele cu obezitate au hipovitaminoză D, ci mai știm din 2010 că fără nicio suplimentare, doar scăderea în adipozitate este suficientă să corecteze deficiența de vitamina D. Și multă lume fie nu știe această informație, fie o ignoră cu brio, pentru că e mult mai simplu să iei niște suplimente în loc să corectezi. Tot ce înseamnă stil de viață plus alimentație, ca să nu obții doar scădere în greutate totală, ci real să-ți îmbunătățești compoziția corporală. Și dacă acum ai această situație în care vrei să slăbești pentru că nu te simți chiar bine în propria piele și simți că în corpul tău ai prea multă grăsime, ar ajuta să conștientizezi dacă așa precum persoanele astea care încearcă să-și rezolve problema cu vitamina D pur și simplu luând suplimente, deși și cu suplimente și cu alimente tot în dulap se bagă vitamina D, ar ajuta să conștientizezi dacă încerci să îți rezolvi problema tăind colțuri spre pur și simplu Comoditate.